Mari, suntem de la Bună Dimineața Iași. Ne-ați putea acorda câteva, o scurtă declarație despre evenimentul de astăzi? Cu drag, cu plăcere. Mulțumim. Ce părere aveți despre noua ediție din acest an și dacă ați adus, dacă există ceva noutăți? În primul rând ne bucurăm că există ediția a doua la Ierbiceni. Dacă domnul președinte la o mică discuție cu dumnealui spunea că ar vrea ca Iașul să devină un pion principal în România, eu m-aș bucura Ierbiceniul să fie un pion principal la nivel de județ. Din punctul nostru de vedere nu sunt rețineri, din contră facem ceea ce putem și de multe ori chiar și peste puterile noastre că acest sport al gândirii, a minții, să domine aici la Ierbiceni, că trebuie recunoscut faptul că cel care practică acest gen de sport gândesc altfel. Și în genere, sportul de performanță, și aici m-aș referi la sportul individual, e cu totul altceva. Te face să iei decizii pe moment și decizia cea mai bună. Intenționați să organizați și în anii care urmează această competiție? Atât timp cât voi exista la conducerea comunei, acest sport, indiferent cât ne-ar fi de greu, nu va dispărea. Atât timp cât voi fi. Dar eu sper să devină tradiții la Ierbiceni și nu numai sportul ăsta, că noi mai avem sporturi, discipline sportive aici la Ierbiceni și ne dorim ca fiecare din ele să performeze, nu să involuieze. Aveți un mesaj pentru micii competitori de astăzi? Mult sport, să facă mult sport și să vadă în sport o rampă de lansare în viață. Mulțumim frumos și vă urăm mult succes în continuare. Din partea ziarului Bună Dimineața Iași, ne-ați putea spune câteva cuvinte despre organizarea evenimentului de astăzi de la Ierbiceni? Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți astăzi aici și mulțumesc redacției ziarului dumneavoastră pentru că dați importanță unui eveniment de altfel extraordinar de important în viața copiilor din mediul rural și anume a doua ediție a Cupei Unirii la șah, o a doua ediție mult mai bine organizată, cu o participare mult mai bună, o a doua ediție cu sprijinul primăriei Ierbiceni și cu sprijinul școlii din Ierbiceni și o a doua ediție cu un program foarte bun și cu o finalitate de a participa la competițiile naționale organizate de Federația Română de Șah. Ați spus că este a doua ediție și că este mult mai organizată. Puteți să ne spuneți cam ce noutăți resimțiți? Păi, în primul rând, faptul că sunt mai mulți copii, faptul că, iată, avem la dispoziție întreaga sală, data trecută a fost doar sus o cameră și multe alte lucruri, premii și... Da, cel mai important e bucuria copiilor de a se întâlni și de a desfășura o partidă de șah sau mai multe partide, pentru că, știți, e foarte important să practice acest joc, pentru că acest joc, așa cum spun nu numai eu, ca președinte a Federației Românii de Șah, ci și mulți oameni de știință. Șahul nu mai este de mult un sport, este o știință. Șahul dezvoltă personalitatea copilului mic și îi pregătesc pentru viață. Aveți un mesaj pentru tinerii competitori de astăzi? Am un mesaj în general pentru copii și anume faptul că dacă vrei să ajungi o mare, să joci șah, pentru că șahul dezvoltă foarte multe abilități și șahul te ajută să răzbești în viață. Ne puteți spune câteva cuvinte despre proiectele pe care intenționați să le derulați în viitorul apropiat? Mulțumesc pentru întrebare și aș vrea să vă spun că începând din luna septembrie Federația Națională de Șah începe un program de implementare a șahului în mediul rural, în școlile din mediul rural și în cluburile din mediul rural. Pentru început, în primul an, Iașul va fi județul pilot în care vom desfășura acest program, după care, în 2020, vom intra în toate regiunile din țară, tot așa cu județe în care vom dezvolta infrastructura de șah juvenilă. Vom discuta cu directorii de școli, cu inspectorii generale, așa cum am făcut de altfel și în 2014-2015, când am distribuit cu sprijinul Federației Mondiale de Șah FIDE 5.000 de seturi de șah în 500 școli din România. Acest program va continua, dar va continua și implementarea șahului în școli și anume discuții cu directorii ca
Într-adevăr, faptul că șahul este materie opțională în școli să se revadă în programa școlară. Vă mulțumim foarte mult și vă urăm mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc pentru interes și pentru colaborare. Sunt de la Bună Dimineața Iași și aș vrea să te întreb cum de ai această pasiune pentru șah și de cât timp joci? Păi aceasta cum de o am, de când eram mic a început să-mi placă. Înainte la școală sora mea făcea șah și am vrut și eu să fac. Și... Dacă ai putea să-mi spui la ce alte competiții ai mai participat? Am fost la multe alte competiții, campionate, olimpiade, multe. Ce părere ai despre evenimentul de astăzi? Ai participat și la ediția precedentă? Da, am participat și la ediția trecută și cred că va fi un eveniment frumos. Îți mulțumim foarte mult și îți urăm succes! Mulțumesc! Mulțumim! Bună ziua! Suntem de la ziarul Bună Dimineața Iași și v-aș ruga să ne spuneți ce părere aveți despre evenimentul de astăzi. Da, e un eveniment deosebit și pot întâi să spun că mă numesc Ciompela Stanislav, sunt din localitatea Bucecea, județul Botoșani, sunt directorul Centrului Cultural Bucecea, unde și eu organizez evenimente de acest gen. Mă impresionează enorm de mult numărul de participanți la această acțiune și cred că mă inspiră și pe mine ca pe viitor să ajung și eu la acest număr de concurenți. Ați participat și la ediția precedentă? Nu am participat. În schimb, domnul Lupu și alți colegi de lui de aici din Erbiceni au participat dumnealor la un concurs de șah, tenis de masă și table la mine în localitate. Aveți un mesaj pentru tinerii competitori de astăzi? Le doresc mult succes! Vă mulțumim foarte mult și vă urăm succes în continuare! Vă mulțumesc și eu mult! Să rămânăm! Bună ziua! Suntem de la ziarul Bună Dimineața Iași și ne-ați putea acorda câteva cuvinte despre evenimentul de astăzi? Da, bună ziua, mă numesc Cristian Argeanu, profesor de educație fizică și sport la școala Dimitrie Sturza Popești. Astăzi am venit în calitate de profesor coordonator. Am în concurs 4 echipe, 2 de la clasele 1-4 și 2 de la clasele 5-8. Și de asemenea mai vin și în calitate de părinte al unei fetițe de 8 ani care participă la o echipă din podiul Iulaie. Ați participat și în ediția precedentă? Din fericire, da. Suntem parteneri, avem acorduri de parteneriat între școli. După câte am înțeles, concursul este organizat de către Primăria Comunei Erbiceni și noi am organizat la rândul nostru la Popești competiția intitulată Căluțul de Fildeș, care a avut loc pe data de 18 mai, ediția 6-a, și dumnealor au fost invitați de seamă la rândul lor. Aveți un mesaj pentru tinerii competitori de astăzi? Normal, fie ca cei mai buni să câștige, multă concentrare și succes, vă dați seama că... Vă mulțumim mult și vă urăm succes în continuare. Țin să mai menționez un lucru, am spus-o și o să mai spun. Anul acesta, la Căciulata, a avut loc campionatele naționale de juniori, iar școala noastră a fost reprezentată de către elevul de 2, Matei Teodor, unde a câștigat locul al doilea, fiind desemnat vicecampion național la categoria de 8 ani. Mulțumesc!